parcul, lecție dedicată elevilor din clasa a 5-a. Parcul este un ecosistem terestru antropizat, apărut din dorința de a îmbunătăți viața oamenilor din orașele poluate. În timp, parcurile s-au diversificat, căpătând noi funcții. Unele au fost amenajate pentru agrement și odihnă. Au fost create și parcuri tematice cu rol de distracție, dar și educativ, precum și cele naționale pentru protecția habitatelor naturale. Parcul este amenajat și îngrijit de om care sapă, plantează, irigă, administrează îngrășăminte pentru plante sau insecticide pentru combaterea căpușelor ori rozătoarelor. Speciile de plante cele mai reprezentative a parcurilor sunt plantele lemnoase, arborii și arbuștii. Distribuția arborilor și arbuștilor se realizează după înălțime, formă, culoare, armonia și contrastul culorilor, după anotimp, perioada de înflorire sau durata de vegetație. Castanul sălbatic este cel mai întâlnit arbore decorativ. Are o creștere viguroasă, în special după 2-3 ani și o longevitate de aproximativ 150 de ani. Formează un coronament des, globular. Prezintă frunze compuse, flori albe cu pete gălbui, mai apoi roz, așezate în vârful ramurilor. Fructul este o capsulă cu un veliș verde spinos. Preparatele din castanele sălbatice sunt folosite în industria farmaceutică, în special pentru tratarea bolilor vasculare. Platanul sau arborele platan are o coroană mare, neregulată. Coaja trunchiului este netedă în nuanțe de gri-vernil cu o tendință de exfoliere. Are frunze palmate, fructele au o formă sferică acoperite de peri țepoși. Înflorește în luna mai. Este un arbore de talie mare care necesită multă lumină și tolerează foarte bine mediile poluate. Este rezistent la boli și dăunători. Mesteacănul alb este un arbore foios, decorativ, cu multe ramuri subțiri, elastice și curgătoare. Tulpina este zveltă, prezintă o scoarță alb-argintie, netedă, care se exfoliază spre bătrânețe. Frunzele sunt romboide, florile feminine sunt verzi, iar cele masculine galbene. Știați că 24 mai este Ziua Europeană a Parcurilor? Primul parc național din România a fost Parcul Național Retezat, înființat în 1935. Provocare. Investighează un arbore și identifică tipul acestuia dintr-un parc. Apreciază înălțimea, măsoară grosimea și colorează pe o hârtie aspectul scoarței. Pur la treabă!